Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! A început prima etapă a procesului de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari ai Armatei Române. În Vrancea sunt disponibile câteva sute de locuri atât pentru bărbați cât și pentru femei. Un militar voluntar va primi 10% din solda lunară a militarului aflat la grad similar cu cel al voluntarului în perioada în care nu se află în instrucție. Ministerul Apărării Naționale, prin Centrul Militar Zonal Vrancea, continuă până la 8 iunie 2018 activitatea de recrutare a candidaților care doresc să devină cadru militar rezervist voluntar sau soldat sau gradat rezervist voluntar. Candidații cetățeni români pot fi bărbați sau femei cu domiciliul în județul Vrancea, cu pregătire militară, rezerviști sau fără pregătire militară. Candidații cetățeni români pot fi bărbați sau femei cu domiciliul în județul Vrancea, cu pregătire militară, rezerviști sau fără pregătire militară. Absolvenți cel puțin a învățământului general obligatoriu pentru soldat, gradat, rezervist, voluntar, a învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat pentru subofițer, rezervist, voluntar, a învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor post-liceale cu profil corespunzător pentru maestru militar, rezervist, voluntar și a studiilor universitare de licență sau de master pentru ofițer, rezervist, voluntar. Centrul Militar Zonal Vrancea intenționează să recruteze o resursă umană profesionistă, capabilă să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de către instituția militară. La nivelul județului Vrancea sunt disponibile un număr de câteva sute de posturi de rezervist voluntar pentru corpul caporalilor și soldaților și de asemenea, ca noutate în acest an față de anul trecut, sunt disponibile câteva sute și pentru cadre militare rezerviști voluntari. Pentru a deveni rezervist voluntar, cei care doresc să devină rezerviști voluntari pot să fie atât din rândul rezerviștilor, cât și din rândul celor care nu au satisfăcut stagiul militar. Cei care doresc să devină rezerviști voluntari se pot prezenta la centrul militar. Aici sunt preluați de către recrutori și consiliați cu privire la numărul de locuri, cu privire la specialitățile militare, cu privire la unitățile care au disponibile aceste locuri și de asemenea cu privire la etapele ce urmează a fi parcurse și perioada acesteia. Candidații care doresc să devină soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să nu fi împlinit vârsta de 51 de ani până la data de 31 iulie 2018, iar cei care doresc să devină cadru militar rezervist voluntar trebuie să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de depunerea cererii de înscriere. Aceștia vor trece prin trei etape de recrutare, respectiv înscriere, selecție și pregătire militară. Selecția se desfășoară tot la nivelul orașului Focșani, într-o altă unitate militară și constă în parcurgerea trei probe obligatorii și anume testarea psihologică, verificarea medicală și testarea capacităților motrice. În urma acestor testări, candidații care sunt declarați apt sau admiși se vor prezenta la centru militar pentru a semna acel angajament prin care consimt să se prezinte la cea de-a treia etapă și anume instrucția inițială și de asemenea se angajează ca după finalizarea instrucției inițiale să semneze un contract de rezervist voluntar. Abia după câteva săptămâni de pregătire, candidații vor semna contractele cu unitățile militare. Cea de-a treia etapă, care începe în luna septembrie și va desfășura la școlile de aplicație ale categoriilor forțelor de armate, are o durată variabilă în funcție de proveniența candidatului sau în funcție de corpul pentru care dorește să opteze, corpul soldaților, gradaților voluntari, corpul ofițerilor sau corpul subofițerilor și maestrilor militari. Astfel, cei care vin din rândul rezerviștilor și au satisfăcut serviciul militar în ultimii 5 ani, și aici mă refer la cadrele militare care au trecut în rezervă sau gradații soldații profesioniști din diferite motive și au fost luați în evidență ca rezerviști de către centrul militar și optează pentru aceeași armă pentru care au activat ca militar activ, nu mai desfășoară această cea de-a treia etapă, instruirea inițială, ei vor semna direct contractele cu unitățile militare de pe raza județului. Cei care au satisfăcut serviciul militar, dar optează pentru altă specialitate militară, vor parcurge doar 4 săptămâni de pregătire, reprezentând acea pregătire de specialitate pentru schimbarea armei sau serviciului. Personalul Centrului Militar Zonal Vrancea vă stă la dispoziție pentru consiliere începând de luni 21 aprilie 2018 la sediul Centrului Militar la telefon 0237213884 sau 0372370200 sau
sau pe pagina de internet a Centrului Militar Zonal Vrancea. Biblioteca Județeană Duilu Zanfirescu a organizat astăzi un moment omagial închinat centenarului întregirii naționale. În cadrul evenimentului a fost lansat proiectul Parcul 100, prin care s-a dorit marcarea Săptămânii Bibliotecilor Publice din România și rolul de avangardă pe care l-au bibliotecile în societatea informațională contemporană. Acțiunea de astăzi a constat în plantarea în grădina bibliotecii din strada Maior Sava, numărul 4, a stejarului recunoștinței, ca semn al respectului față de eroii care au înfăptuit Marea Unire. Evenimentul a avut loc sub egida Consiliului Județean Vrancea, în parteneriat cu Primăria Focșani și în colaborare cu Ocolul Silvic Focșani. La acțiune au participat reprezentanți oficiali ai instituțiilor locale, a instituțiilor de învățământ din Focșani, bibliotecari, membri ai comunității noastre care au rostit mesaje pentru generațiile viitoare, închise apoi într-o capsulă a timpului așezată la rădăcina stejarului. Am încercat să aducem aici, în fața dumneavoastră, o parte din comunitate, de toate vârstele, o parte din instituțiile care au reușit să vină astăzi alături de dumneavoastră și de noi. Pentru că aici, la bibliotecă, astăzi, sărbătorim în acest mod inedit două momente importante. Unul este acela legat de centenarul Marii Uniri. Toată lumea știe despre asta și acum mă refer mai ales la copii. În orice caz, voi veți mai avea ocazia să sărbătoriți centenarul până în decembrie anul acesta. Noi am găsit o altă modalitate, încă o modalitate, de a aduce un omagiu eroilor care au desăvârșit Marea Unire și anume vă invităm puțin în scurt timp, la plantarea stejarului recunoștinței. Așa am găsit noi de cuvință. Este poate un gest, poate părea un gest simbolic, acela de a că fiecare mână a comunității, dacă pot să spun așa, să contribuie într-un fel sau altul la plantarea acestui stejar pe care voi, dragi copii, să aveți grijă de el și să-l creșteți mare și să vă întâlniți peste 50, peste 100 de ani aici la bibliotecă, tot la bibliotecă și să puneți față în față istoria viitorului și istoria pe care o trăim astăzi. Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi prezent aici la bibliotecă și dacă acum câteva zile în Parcul Memoriei Naționale de la Mărășești am plantat 112.500 de stejari în memoria celor care acum 100 de ani s-au jertfit pe câmpurile de la Mărășești și nu numai, pentru ca noi astăzi să fim într-o țară, într-o țară unită, toate cele trei țări române s-au unit în 1918. Iată-ne că astăzi vrem să plantăm un stejar al recunoștinței, tot în memoria celor care atunci s-au jertfit pentru ca noi să o ducem mult mai bine astăzi. Dragi copii, dragi invitați, este o inițiativă lăudabilă a domnișoarei director, a bibliotecarilor, ca să dea comunității din municipiul Focșani și nu numai, județului Vrancea, o altă sală de lectură și mă refer o sală de lectură în aer liber, pentru că, așa cum știm cu toții, spațiile bibliotecii nu sunt atât de generoase încât toți cei care doresc să participe și care vor să beneficieze de serviciile bibliotecii să poată beneficia de un spațiu atât de generos în cadrul bibliotecei. De aceea, pe timp de vară, atunci când este cald, când este frumos, așa cum spunea și domnișoara director, se poate sta în această grădină, în acest parc, care sperăm noi, cu ajutorul nostru al Consiliului Județean și al Primăriei și al domnului primar Cristi Misăilă, să-l înfrumusețăm, să-l îmbunătățim în așa fel încât toți cei care vor să vină și cei care sunt utilizatori ai bibliotecii să participe cu drag și să vină aici în cadrul acestui parc. Încă am vie amintirea și bucuria pe fețele care se citea pe fețele tuturor participanților la acea mare acțiune care a fost de câteva zile acum în urmă la Mărășești, unde au fost plantați atât de mulți stejari. De ce stejari? Discutam acum câteva zile și spuneam, da, într-adevăr, stejarul este, putem spune, simbolul
spiritului nostru de român. Și de ce spun acest lucru? Pentru că el este puternic, este falnic, este un simbol al tuturor celor și al istoriei noastre. Vă aduc aminte doar un simbol care, sigur, îl știți cu toții, stejarul de la Borzești. Și iată că este foarte frumos că v-ați gândit la o asemenea inițiativă. Noi sprijinim cu tot ceea ce ne stă în puteri să faceți din acest loc un loc minunat, un colț de rai, un colț în care să ne regăsim și să putem să ne relaxăm, deși la câțiva pași avem Parcul Teatru și aduc pentru prima dată spun că deja proiectul de reabilitare a Parcului Teatru și a Parcului Bălcescu este aproape gata, mai avem foarte puțin și putem să începem la reconstrucția sau reamenajarea acestor două parcuri, unde veți avea prilejul de asemenea să puteți lectura o carte, să puteți să vă întâlniți cu prietenii și să vă relaxați în aer liber. Să știți că ce faceți dumneavoastră și suntem aici mulți care cunoaștem situația, nu venim decât să completăm acest absolut necesar spații verzi în orașul Focșani și să nu vă fie teamă sau așa cumva jenă că numai 100, sunt foarte importanți. Vreau să vă spun că un simplu arbore în acesta, mă adresez în primul rând copiilor, un singur, într-un sezon de vegetație care l-am început acum, cu puterea lui, cu rădăcinuțele lui, care o să le băgăm astăzi din pământ, scoate din pământ, într-un sezon de vegetație, 5 metri cub de apă în procesul de evapotranspirație, care nu se vede, dar care îl simțim toți în zilele fierbinți de vară. Dacă n-ar fi așa ceva, ne-am sufocat pur și simplu în oraș. Să știți că se mai spune următorul lucru. Civilizația a apărut odată cu tăierea primului arbore, dar cu siguranță va dispare când se va tăia ultimul arbore. De aceea, dumneavoastră, tine, toți care sunteți aici, un singur arbore dacă plantăm în fiecare an, să știți că ne aducem contribuția la viața noastră, pentru că pădurea și arborii în principal înseamnă viață. Cu acest prilej a fost lansat proiectul Parcul 100, prin care s-a dorit marcarea săptămânii bibliotecilor publice din România și rolul de avangardă pe care îl au bibliotecile în societatea informațională contemporană. Parcul 100 va fi amenajat pe o suprafață de 950 de metri pătrați în grădina interioară a bibliotecii și va fi destinat lecturii și altor activități de bibliotecă desfășurate în aer liber. Margareta Tătăruș a câștigat concursul de manager al Bibliotecii Județene Duilu Zanfirescu. Aceasta a fost felicitată astăzi în cadrul unei festivități de fostul director Teodora Fântânaru. Margareta Tătăruș are 46 de ani, este absolventă de filologie și și-a început cariera de bibliotecar în urmă cu 21 de ani. Atmosferă emoționantă astăzi la Biblioteca Județeană Duilu Zanfirescu din Focșani. Fostul manager al instituției, Teodora Fântânaru, i-a predat ștafeta noului manager, profesoara Margareta Tătăruș. Absolventa Facultății de Filologie, Margareta Tătăruș a fost singurul concurent pentru acest post la concursul organizat de Consiliul Județean Vrancea, instituție în subordinea căreia se află Biblioteca Duilu Zanfirescu din Focșani. După 17 ani, spune la revedere acestei funcții, și o spune cu mâna pe inimă și cu onoare, pentru că mi-a făcut mare, mare plăcere și am dat tot ce am putut pentru ca biblioteca să ajungă o instituție de vârf, de elită în comunitatea noastră. Și cealaltă directoare este alături de mine, este colega mea, colega noastră, doamna Margareta Tătăruș, căreia să-i urăm împreună mult succes și să-i oferim acești trandafiri albi care au o simbolistică aparte din partea colegilor mei, bibliotecar de astăzi și din Vrancea. Să-i urăm mult succes! Proaspătul director al Bibliotecii Județene Duilu Zanfirescu Vrancea, Margareta Tătăruș, are 46 de ani, este absolventă a Facultății de Filologie și o înlocuiește în funcție pe Teodora Fântânaru, care s-a aflat la conducerea Bibliotecii Județene în ultimii 17 ani. Mulțumesc tare mult pentru încredere Consiliului Județean și pentru emoția pe care mi-au dat-o acum la început de drum, de a construi și mai mult, de a face lucrurile să funcționeze foarte bine, măcar la fel de bine ca și până acum. Îi mulțumesc domnișoarei Fântânaru și colegilor mei pentru susținere și pentru bucuria de a lucra împreună atâția ani și de a mai lucra împreună încă pe atâția ani măcar pentru
a ne fi bine, pentru a fi frumoși împreună și pentru a face proiecte, mi-a spus cineva aici din rândul tinerilor, e musai să facem proiecte frumoase împreună. Biblioteca e a copiilor, e a adolescenților, e a adulților, e a tuturor celor care vor să crească frumos. Mulțumesc, succes tuturor și să nu uităm niciodată care ne sunt valorile, nu neapărat în an de centenar, dar cu atât mai mult, și că a ne cunoaște strămoșii și a cinsti faptele lor de eroism, înseamnă atât de mult și de a duce mai departe ceea ce noi putem sădi, fie la rădăcina unui stejar, fie la rădăcina unei biblioteci, fie la rădăcina unei comunități. De câțiva ani buni, Margareta Tătăruș lucrează la centrul de formare al Bibliotecii Județene, iar finanțările obținute prin proiectele inițiate și realizate de ea au însemnat materializarea unor evenimente absolut inedite, unele de pionerat, de care au beneficiat atât copiii, tinerii și vârstnicii urbei noastre, cât și toți bibliotecarii județului. Conducătorii auto care calcă mai mult decât trebuie pedala de accelerație pe drumul dintre Focșani și Petrești au fost luați în vizorul polițiștilor. Aceștia desfășoară o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Astfel, oamenii legii au aplicat 10 de sancțiuni numai pe acest sector de drum și chiar au suspendat permise de conducere. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Focșani, Biroul Rutier Focșani, desfășoară o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă, precum și pentru asigurarea fluenței și siguranța traficului rutier. Acțiunea, care a debutat pe 16 aprilie anul curent, vizează depistarea celor care încalcă regimul legal de viteză, dar și conducătorilor auto care staționează sau opresc neregulamentar pe drumul județean 204E Focșani-Petrești. Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, în 30 de cazuri a fost sancționată depășirea vitezei regulamentare. Față de 9 conducători auto, complementar sancțiunii, a fost luată măsura suspendării permisului de conducere ca urmare a faptului că au fost depistați circulând cu o viteză mai mare de 50 de km pe oră decât limita maximă admisă. Totodată au fost depistați 12 conducători auto care au încălcat normele privind staționarea și oprirea neregulamentară. Valoarea totală a sancțiunilor a fost de peste 7.000 de lei. Acțiunile de acest gen vor continua pentru ca circulația pe drumurile publice să se realizeze în condiții optime pentru toți participanții la trafic. Poetul Mircea Dinescu a fost invitat aseară în cadrul proiectului Conferințele Publice Ateneum la Focșani. Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Ateneului Popular, iar cei prezenți au avut ocazia să-l asculte pe poet într-o postură nouă, aceea de cântăreț. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia continuă seria întâlnirilor de colecție din cadrul proiectului Conferințele Publice Ateneum. De această dată, invitat a fost poetul Mircea Dinescu, cunoscut scriitor, publicist și om de televiziune, apreciat ca o prezență publică deosebit de populară și ca o personalitate a societății civile. Distinsul invitat a citit din creația sa poetică și a avut un dialog cu publicul spectator. Conferințele Publice Ateneum își propune în acest an să invite personalității culturale, științifice aici la Focșani, având în vedere că și anul centenarului, să creăm câteva evenimente importante care să aniverseze Marea Unire de la 1918. După cum știți, în anii trecuți, aici pe scena Ateneului, am fost invitații Ion Caramitru, Răzvan Teodorescu, istoric Adrian Cioroianu, Vivian Stoiciu, cred și domnul de la Iași, Emil Bruma. Nu, ce da? Da, o să-mi aduc aminte. Doamna Adameșteanu. Așadar, încercăm să, repet, să aducem în fața dumneavoastră oameni importanți care au ceva de spus, ceva de transmis, pentru că sunt lideri de opinie și oricum în personalități are vieții publice din România. Și la 21 de ani mi-a apărut prima carte, dar asta vreau să spun, pe vremea aia se citea din greu literatură și poezie, și proză, evident. Bine, din mai multe pricini. Una, că în România, cei mai în vârstă știu, nu exista decât un canal, la început erau două, până nu exista decât un singur canal de televiziune. În ultimii ani, în anii 80, era parțial color, o oră cu Ceaușescu colorat, după aia o oră al negru cu realizări, nu știu ce.
Și atunci lumea citea literatură, să stea la coadă și la brânză și la carne, dar și la librării. S-a așezat lumea înainte să știe ce carte, așa cum întreba la alimentare ce s-a băgat, brânză sau carne, așa stătea la coadă și întreba ce s-a băgat, Marin Preda sau, eu știu, Nichita Stănescu. Era o formă de evadare literatura, era și o armă, dacă vreți. Publicul focșenean a avut ocazia să cunoască o altă latură a lui Mircea Dinescu. Astfel, poetul le-a cântat spectatorilor care l-au răsplătit cu ropote de aplauze. Ca un lup stinge, trupul tău de aur l-am zărit pe cer. Oricare floare o zăresc pe drum, ia tău parfum, ia tău parfum. O, Lili Marle, o, Lili Marle. Sâmbătă, 28 aprilie, începând cu ora 10, pe stadionul Milcovul din Focșani, va fi prima acțiune de selecție dintre cele 6 pe care staful tehnic al Parteneriatului pentru Fotbal Județean le va organiza până pe 5 mai. La selecție pot participa jucători din tot județul, născuți în anii 2000-2004 inclusiv. În urma trialurilor vor fi alcătuite loturile echipelor de junior Under 17 și Under 19 ale CSM Focșani 2007, care vor fi înscrise în campionatele naționale ediția 2018-2019. La selecție, fotbaliștii care doresc să facă parte din loturile echipelor de junior ale CSM Focșani 2007 urmează să vină cu echipament propriu, urmând ca la teren să primească maieuri care să diferențieze echipele. Înscrierile pot fi făcute până sau inclusiv în zilele în care vor avea loc trialurile. Acțiunile de selecție vor avea loc în afară de stadionul Milcovul pentru Focșani și pe stadioanele din Adjud, Panciu, Mărășești, Odobești, Unirea și Gugești. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius, iar cele maxime între 21 și 23 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!